Bună, mami! Bună, Carla! Ce faci? Bine, mami, mă duc la cabană! Aoleu, te duci la cabană? Da, ce faci la cabană? Doar ce am terminat temele pe care ni le-a dat doamna profesoară în vacanță și acum simt nevoia să mă relaxez. Și singurul loc unde mă pot relaxa este la cabană, mami. Aha, am înțeles. Și cu toporul ăla ce faci, scumpa mea? Păi, mami, am luat toporul tati din debara pentru că am nevoie de el ca să tai niște lemne. Lemne pentru ce, scumpa mea? Ce vrei să faci cu ele? Păi, ce să fac cu ele, mami? S-a prins focul. Oare ce pot să fac la cabană cu niște lemne? Vreau să rămân peste noapte acolo, mami, și de-aia. Nu, scumpa mea, nu poți să rămâi acolo, doamne, nu, doamne ferește, nu, 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 nu. Poveștile spun despre locul acela că este blestemat, că sunt spirite rele și dacă intri în contact cu ele, poți muri. Poveștile mai spun că sunt și animale foarte malefice pe acolo, nu, deci nu te las să te duci la cabană. Mami, nu e adevărat, sunt doar niște povești, te rog, hai, lasă-mă, te rog mult, doar sunt niște povești, de ce crezi niște povești? Nu cred în povești, nu am spus eu chestia asta, doar că nu poți să știi niciodată ce se află în pădurea aceea la cabană. De decât să se întâmple ceva cu tine rău, Doamne ferește, mai bine rămâi acasă. Te rog, te rog, te rog, mami, lasă-mă, hai, promit că nu o să stau mult. Bine, dar la 12 să-mi vii acasă, înțelegi? Și ia telefonul cu tine. Și ia, spune-mi, ai bani de mâncare? Ce mănânci tu până la 12? Mulțumesc, mami, că mă lași, nu am bani de mâncare, să știi. Nu știu ce o să mănânc până la 12, dar nu prea mi-e foame, că am mâncat mai devreme. Hai, ia banii ăștia 150 de lei și să-ți cumperi ceva de mâncare, da? Bine, mami, mulțumesc, dar ce faci cu burgeria? Fac lui taică să mănânce, că mâine pleacă la muncă. Hai, șterge mai repede la cabană și lasă-mi, că am o grămadă de treabă. Ciao-les, mami! Ciao-les! Foarte ciudat, mai devreme nu era cerul atât de portocaliu. Posibil să vină ploaia azi, dar oricum dacă vine ploaia eu o să stau în cabană. Deci o să fie ok. Că tot sunt pe lângă magazin, hai să-mi cumpăr și eu ceva de mâncare. Ce vă putem ajuta? Nenea, nenea, pizza mai aveți, nenea? Desigur, avem pizza cu cărnată de vară, pizza cu brânzică, pizza cu cașcaval și pizza cu carne de porc de la mare și gras. Avem, avem. De care doriți? Cum adică pizza de brânzică, mă? Bă, dar ce, am față de brânzică, mă? Domnișoară, ați înțeles greșit. Pizza cu brânzică. Of, deja mă nebunești de cap. Hai, dă-mi pizza cu cărnat. Sigur, 2 secunde, vă rog. Poftiți, domnișoară. Vedeți, domnule, și dumneavoastră la pachet, că nu mănânc acum. Ce pachet, domnișoară? Crezi că la noi s-au inventat pachetele? Hai, ia mai repede pizza de aici și cară-te. No, bine, mulțumesc frumos. Poftim bani. Să rămână, o zi bună. Deja e noapte, nu pot să cred. Mai am de stat 2 ore până la 12. Ce s-a întâmplat? Doamne, ce frică mie, ce întuneric este, nu pot să cred. Wow, cum se văd stelele pe cer. Wow, cât de tare. Doamne, parcă sunt într-un vis. Nu văd absolut nimic. Deci nu văd absolut nimic, am nevoie de o lanternă. Văd ceva acolo. Cineva a aruncat o lanternă în coșul de gunoi. Dar întrebarea mea este, cum o pot scoate de acolo? Pentru că este foarte multă mâncare stricată. Kebab, shawarma, cu de toate, castraveți murați, maioneză. Doamne, ce urât miroase, cum bag eu mâna acolo? Eu în întunericul ăsta nu pot sta, mi-e foarte frică, așa că voi încerca să scot lanterna de acolo. Aoleu, ce miroase! Ia tu! Funcționează! Ce bine că funcționează! Doamne, dar unde sunt? Nici nu știu unde sunt, nici nu știu unde mă duc în momentul acesta. Este foarte întuneric! Bă, ce mama naibii s-a auzit? Ce? Nu, trebuie să ieși neapărat din locul ăsta! Nu, 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 de urgență! Trebuie să fug repede de aici, din locul ăsta! Neapărat trebuie să plec de aici, să văd unde-i cabana! Poate reușesc să găsesc cabana! Doamne, cât de întuneric e! Ce s-a auzit? Mi-e frică de mor! Mi-e frică de mor! Uite! Cred că am găsit cabana! Ba nu, era doar un beculeț aici! Și aici tot un beculeț! Da, am găsit cabana! Da, 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 repede din cabana, repede din cabana! Am scăpat! Doamne! Nu mai ești de aici până mâine dimineață. Nu, 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 nu se poate așa ceva. S-a oprit lumina în cabană. Ce mă fac? Ce mă fac, Doamne? Singura mea sursă de lumină este această lumânare. Doamne, sper să reziste până dimineață în lumânarea asta. Am o idee, dar nu știu cum să fac, pentru că ceva este afară, nu știu. Ceva urât este afară, s-a auzit. Mama a avut dreptate. Poveștile mele sunt adevărate. Mi-a venit o idee. M-aș duce să tai niște lemne și să aprind focul de acolo.
pentru că este și un pic cam frig aici, sinceră să fiu, și chiar am nevoie de lumină. Dar cum să fac să ies afară? Oh my God, cum face? Nu! Oh my God, cum face? Nu! Tăte și să mă ascund! Nu, mă pun pe toaletă! Aici sigur nu o să vină. Poate dacă fac caca, monstrul va simți mirosul și va fugi. Bună idee! Dar întrebarea este, cum fac caca? Că nu-mi vine să fac caca în momentul de față. Băi, stai așa, mi-am adus aminte. Anul trecut, când am venit cu prietena mea aici, a lăsat un tort în podul cabanei. Sunt foarte curioasă dacă mai este tortul acolo. Ia să văd dacă este tortul aici. Da, da, este tortul aici. Ce norocoasă sunt. Dar avem o problemă. Tortul este de un an de zile aici. Și mi-e foarte, foarte frică să mănânc din el. Pentru că dacă o să mănânc din el, s-ar putea ca ceva rău să se întâmple cu mine. Probabil o să mi se facă rău. Dar n-am de ales. Știu, nu am de ales. Trebuie să mănânc din tort, doar așa pot scăpa de monstrul de afară. Și sincer să fiu, chiar a fost bun. Ok, o să stau pe toaletă și sper că o să fac asta. Bă, parcă vine așa ceva. Asta e doar începutul. Ui, Doamne, zici am mâncat mămăligă cu ciuperci. Am simțit miros de carne. Carne proaspătă. Dar pe lângă carne, parcă mai miroase și altceva. Fiu, ce naiba, mă? Smântână stricată miroase aici. Nu mă mai întorc niciodată în locul ăsta. Adio, adio, cabană. S-a împuțit și cabana asta, bă, băiatule, bă. Mătrule, ți-am făcut-o, sic, sic, sic. Acum pot merge liniștită să aprind focul. Pot merge liniștită să aprind grătarul. Să fac ce vrea sufletelul meu la grătar. Am scăpat de monstru. Oh my God. Băi, eu mai tare am râs cu monstru ăsta. Da, acum să las gluma la o parte și să merg să tai niște lemne, că e timpul să aprind focul. Hai să vedem, să găsim niște copaci. Doamne, dar ce întuneric e aici. Oh my God. Ce întuneric e, nu văd nimic. Deci absolut nimic. Mamă, cât a copacu. Păi când îl tai eu pe ăsta, mă, mâine? Să se găsesc unul mai micuț. Ia să vedem, poate găsim unul mai micuț pe aici. Bă, nici ăsta nu chiar atât de micuț. De ce copacii sunt așa de groși? Of, m-am săturat. Să tot stau să caut un copac subțire. Din păcate, n-am noroc. Dar, totuși, speranța mare ultima, așa că voi mai căuta copaci. Dacă nu, mă voi apuca de tăiat acest copac mare și gros și probabil că o să-l termin mâine, dar asta e, nu mai contează, important e că am tăiat ceva din el. Da, am găsit un copac subțire, timpul să mă apuc să-l tai. Ba, naibii copac, dar ce greu se taie. N-am văzut așa copac. Are rădăcina puternică. Taie-te, bă, odată! Of, copacul ăsta mi-a provocat dureri de spate, dar nu e nicio problemă, că după ce fac grătărelul, o să mă întind un pic în pat. Abia aștept să mănânc, sunt ruptă de foame. Bă, dar ce rost mai are să fac grătare, că n-am pizza. Am uitat că mi-am cumpărat pizza. Da, deci o să mănânc pizza. Mamă, ce bună e. Mamă, super bună, super bună. Mama o să fie foarte supărată pe mine când o să ajungi dimineața acasă. O să-i explic până la urmă ce s-a întâmplat, că doare mama și trebuie să-i zic adevărul. Și acum că tot am terminat de mâncat, este timpul să mă pun să dorm. Noapte bună!